Testăm astăzi Samsung Galaxy Tab 3 7.0. Varianta pe care o avem este Kids Edition. Probabil vă dați seama după culorile vii ale carcasei exterioare. Observăm că putem să ne folosim de acest mâner, care poate fi folosit în mai multe feluri, pe post de stand, pe post în momentul în care îl cărați cu dumneavoastră, sau copilul dumneavoastră, mai exact. Avem un stilus personalizat, un stilus mai mare demn de un copil. Tableta practic este Galaxy Tab 3 7.0, însă este rebranduită. În momentul în care deschideți tableta aveți două opțiuni, să o folosiți în mod normal, ca o tabletă tipică cu Android, sau, dacă știți că o dați unui copil, puteți să setați ca meniu, să fie un meniu personalizat, un meniu special pentru copii. O să vedeți imediat la ce mă refer. O să discutăm imediat și despre aceste aspecte. Haideți să vă aduc în discuție un pic aspectele tehnice, aspectele hardware. Vorbim despre o tabletă ce vine cu un display de 7 inch. Este TFT capacitivă touchscreen de 16 milioane de culori. Vine cu rezoluția 600x1024 de pixeli. Are o densitate aproximativ 170 de pixeli pe inch. Interfața aceasta drăguță pentru copii se numește TouchWiz Kids User Interface. Partea de sus găsim o cameră secundară. Este o cameră foarte ok, de 1,3 megapixeli. Găsim un senzor de luminositate, respectiv proximitate. În partea jos găsim butonul ce ne duce la înapoi. Butonul care ajungem prin planul meniu adițional cu aplicații, însă nu este cazul aici în aplicația aceasta. Iar butonul care ne scoate în aplicația în care suntem și ne duce la meniul principal. În partea jos avem un port micro USB, două difuzare pentru redare audio. În partea în dreapta găsim tastele de volum, butonul ce închide respectiv deschide tableta. Deci are 3,5 mm pentru căști. Putem să observăm că carcasa specială pentru copii este într-un plastic gumat, un plastic tare, un plastic rezistent, ceea ce este și de înțeles, având în vedere că un copil uneori nu are foarte mare grijă de anumite lucruri, este posibil să-l scape sau să-l lovească. Pe spate găsim o cameră. Este de 3,15 megapixeli și poate să facă poză la rezoluție de 2048x1536 de pixeli. Display de autofocus, geotagging, poate să registreze și video 720p la 30 de frame pe secundă. Haideți să intrăm puțin în meniul personalizat. Copilul dumneavoastră, în momentul în care o să deschide tableta, îi apare această interfață. Informații despre oră și dată, poate să-și seteze numele și personajul pe care vrea să și-l aleagă, poate să-și pună poza proprie. Iar după ce se întâmplă acest lucru, în momentul în care o să intre în diverse aplicații, o să fie strigat după nume, se afișează numele lui. Ca părinte avem posibilitatea de a-i bloca anumite aplicații sau anumite lucruri pe care nu dorim să le acceseze. Putem să creăm mai multe personaje dacă dorim să facem acest lucru, poate aveți doi copii sau mai mulți, putem să facem profile speciale pentru fiecare în parte. Tableta vine cu wireless, puteți foarte ușor să conectați la rețeaua locală sau într-un restaurant, hotel și așa mai departe. Vine cu Wi-Fi, suport pentru rețele de tip A, B, G și N, este dual band, vine cu Wi-Fi Direct și DLNA, respectiv Wi-Fi Mobile Hotspot. Vine cu Bluetooth, versiunea 3.0 cu A2DP. Putem să alegem să blocăm rotația ecranului, putem să economisim baterie. Haideți să ne uităm și noi puțin prin câteva aplicații. Este o aplicație drăguță, cu un tren, probabil este gândită, va fi folosită de copii până în 3-4 ani, care vor să vadă ceva interactiv și fun. Poate să umble la viteze. Când este cazul, mai apar pe parcursul traseului diverse lucruri ce pot fi luate sau poate fi schimbat macazul. Putem să oprim la anumite stații. Cu siguranță interactiv pentru un copil de 3-4 ani. Progresiv putem să trecem la aplicații mai interesante.
durează puțin până se încarcă. Sunt aplicații grafice 3D care necesită ceva resurse. În acest sens, tableta vine cu un procesor dual core de 1,2 GHz. Diverse jocuri interactive. Să nu uităm că multe, multe altele pot fi downloadate din Google Play. Și povești. Este chiar și în limba română câteva. Ok. Înapoi la meniu. Sunt foarte multe aplicații interesante care să stimuleze creierul copilului dumneavoastră. De exemplu, această aplicație ne permite să facem diverse traduceri, ne învață diverse informații despre anumite țări. Sunt și jocuri de tip puzzle. Să nu uităm că putem să folosim și stilusul. Sunt câteva aplicații pentru desenat, ce stimulează creativitatea copilului. O să intrăm și într-o astfel de aplicație ceva mai încolo. Bineînțeles că putem să folosim și degetele fără problemă, dar în unele aplicații este ideal să folosim stilusul, dar ce este mai ușor. Ok. Este o variantă îmbunătățită a aplicației mai devreme. Aceasta este aplicația de desen, în care vă vorbeam mai devreme. Nu este desenul ultimul meu forte. Putem să învățăm engleza foarte ușor cu aplicații interactive. Putem să citim anumite cărți. Putem să vizualizăm câteva videouri. Putem să ne jucăm cu camera, foto a tabletei, să aplicăm diverse efecte, diverse stickere. Cu siguranță fun pentru copilul dumneavoastră. Galerie de imagini, Kids Store, unde găsim aplicații strict făcute special pentru a fi dedicate copiilor. Trebuie să mai spun că tableta vine cu o baterie de 4000 de mAh care este incorporată și a trebuit să reziste până la 20 de ore de jucat pe ea. Aceasta este prezentarea tabletei Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kids Edition. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.